Totul altfel arată azi cartierele muncitorești. Astăzi, ceferiștii străbat cu mândrie aleile înflorite, care simbolizează parcă noua viață ce s-a deschis la noi pentru oamenii muncii, pentru copiilor. În fostul conac boieresc funcționează acum Clubul Parcului, înzestrat cu o bogată bibliotecă. Bătrâna Paraschiva Ene trudea odinioară pe moșia boierului. Anul trecut a învățat carte la cercul de alfabetizare al clubului și acum citește povești nepoțelului. A fost odată. Așa încep toate poveștile. A fost odată pe locurile acestea conac boieresc și stăpânirea capitalistă. Astăzi, aici ca pretutindeni în țara noastră, stăpânește poporul.